Bianca Drăgușanu snopită în bătaie de Bodi. Blondina vine cu dovada și pare hotărâtă să-l dea pe fostul soț pe mâna autorităților. Vorbim despre acest subiect cu invitata mea din această seară, Ornela Pasare. Bună seara și îți mulțumesc că ești alături de noi, Ornela. Aș vrea să vedem mai întâi materialul și apoi să comentăm. Ai fost întrebat adeseori dacă el a fost agresiv cu tine și aici să spun pe șleau așa? Mă dă. El a dat un interviu ieri în care el a spus lucrurile astea pe care eu le-am confirmat astăzi. Adică e confirmat că el te-a bătut? Măi, nu vreau să mai punem sare pe rană. Deci el a spus cu gura lui că nu are ce să-mi reproșeze mie, corect? Da. El a spus cu gura lui că a fost agresiv, că a fost infidel, că a încercat să se schimbe. Niciuna dintre astea nu i-au reușit. Schimbarea nu i-a reușit. De asta am divorțat, pentru că schimbarea nu i-a reușit. La câteva zile de la aceste declarații, Bianca vine și spune lucrurilor pe nume. Blonda a postat pe Instagram o fotografie în care apare desfigurată, iar cel responsabil pentru loviturile Biancăi este nimeni altul decât fostul său soț, Alex Bodi. Acuzațiile pe care îi le aduce sunt extrem de grave. Acum, Bianca pare decisă să-l dea pe mâinile autorităților. Am avut de momentele mele când am greșit, sau poate că... Care au fost momentele acelea în care am greșit? Cum ar fi? Da, că mi-a zis că m-a prins cu cineva, ok, da. M-a prins, așa a fost, am vorbit, am pus-o cap la cap, mi-am cerut scuze. Ce răneau mai tare? Infidelitatea sau faptul că era uneori agresiv? Ce răneau? Că nu vorbeam acum de uneori agresiv, care ar însemna că toată relația... Ce zice ea? Păi acum ce să zic? I-am zis multe, dar eu le pot contra. Adică le pot dezminți tot. Nu avea treabă cu chestiile astea, că agresiunile la noi nu erau, nu știu la ce vă gândiți și nici nu mai vreau să subliniez prea tare chestia asta. Dacă vrei să fii colocvială, la bătăi. Da, dar nu există vorba de așa ceva. Au fost niște incidente între noi, dacă aș începe să vorbesc și sursa așa, dacă va trebui vreodată să vorbesc, le discut. Și dacă ea vrea să-și asume și să recunoască la fel cum recunosc eu, pun cărțile pe masă, să rămân la plecap. Dar eu pot să țin capul sus. El era gelos pe postările tale? Doamne, mădă, dar tu n-ai văzut ce a făcut într-o emisiune TV, că mi-am pus o poză cu un sacou roz, că doar ai văzut și tu. Gelos? Turbat? Nu gelos. Ce ai? Păi, Doamne, dacă el îmi găsea mie ceva compromițător în telefon sau o virgulă nepusă la locul ei, eu azi rămâneam fără Instagram, fără Facebook, fără tot. A avut telefonul meu cu parolă, cu tot, cu număr de telefon. A avut parola la telefonul meu și telefonul meu. Tu ai luat nu știu ce pastile și erai căzută lată dimineața și el te-a găsit și așa mai departe. Mie mi se pare stupid să mă justific pentru ceea ce fac eu. Sunt aici, sunt bine, sunt la servici, sunt cu copilul meu în fiecare zi, deci sunt bine. A părut oarecum deranjată, dacă vrei, atunci când tu ai scos pe tapet așa episodul acela în care ea a luat niște medicamente pentru a dormi, spune ea, da. Și a spus că ei se pare incredibil că ea era filmată în momentul în care poate trebuia să sun la salvare dacă ți se părea că starea ei nu este una bună. Nu știu dacă să zic adevărul sau să o menajez, mă credeți? Ce spune sufletul tău? În primul rând, eu nu aveam cheie de la ea de la casă. În al doilea rând, am sunat un prieten că am presimțit că ceva nu e ok. Și prietenul filma, nu eu filmam, că eu n-am cum să filmez și să-i fac și respirație gură la gură, să o ridic de pe jos, nu am cum. Asta făceai? Da. Cei doi au mers la notar pentru a divorța zilele trecute, însă chiar și atunci au sărit scântei la propriu. Ambii s-au ales cu telefoanele distruse, asta după ce Bianca i-a aruncat lui Bodi dispozitivul pe geam, iar Bodi, la rândul său, i-a spart fostei partenere telefonul.